Bine v-am găsit, dragi prieteni! Suntem în satul Golești din județul Argeș, la câțiva kilometri de Pitești. Aici este Muzeul Viticulturii și Pomiculturii, care este organizat în două secții, Conacul familiei Golescu și Muzeul Etnografic în aer liber. Astăzi vom deschide ușa conacului și vom răsfoi o pagină de istorie. Conacul familiei Golescu a fost construit în 1640 de vistiernicul Stroie Leurdeanu, căsătorit cu Vișa din Golești. Acest loc a fost reședința familiei Golescu timp de aproape 4 secole și ne spune istoria unei familii care a avut o contribuție importantă la crearea României de astăzi. De-a lungul timpului, conacul a suferit numeroase transformări, a ars în 1716, dar imaginea pe care o avem acum este cea de la sfârșitul secolului al XVIII, începutul secolului al XIX, mai precis 1784-1807. Este perioada în care Banu Radu Golescu a adăugat etajul, a mărit holul conacului și de asemenea au fost adăugate mai multe camere. Conacul s-a mărit odată cu mărirea familiei și aveau nevoie de mai multe camere. Sigur, restaurarea din 1942-1944 a avut o altă configurație, fiindcă a fost de atunci gândit să devină muzeu. În acest conac, ultimii membri marcanți ai familiei au locuit mai ales pe perioada verii. Este înconjurat de un zid masiv ca o fortăreață. Are un beci mare, parter și un etaj la care se ajunge printr-o scară interioară din lemn de stejar, ce pornește din holul central al casei. Expoziția din interior reconstituie atmosfera de la sfârșitul secolului al XVIII-lea până la începutul secolului XX. Se observă o îmbinare a elementelor tradiționale românești cu cele orientale, la care se adaugă influențe occidentale. Din holul central al conacului se ajunge imediat în salonul de primit oaspeți. Aici se distinge portretul banului țării românești Radu Golescu, născut în 1746, cel care a construit pe proprietățile sale o sticlărie, mori, poduri, prăvălii, hanuri, un cămin pentru săraci și o școală începătoare în limba română. Cei trei fii ai săi, Nicolae, Iordache și Dinicu, i-au continuat munca. Ultimul dintre ei, Dinicu, a fost căsătorit cu Zoe sau Zinca și împreună cu copiii lor au locuit în acest conac. Zinca Golescu era cea care își făcea pacienții în salonul de oaspeți, este cea care îi invita pe cei dragi. Trebuie să ne imaginăm o casă plină care răsuna de glasul nepoților, o casă în care întotdeauna cei aflați din străinătate își găseau liniștea și își găseau bucuria de a se reîntoarce și a fi în sânul familiei. Istoria conacelor și palatelor românești este în strânsă legătură cu istoria familiilor boierești care l-au construit. Așa se întâmplă și aici cu familia Golescu, care s-a evidențiat mai ales în secolul al XIX-lea în evenimentele ce au marcat formarea statului modern român. Fiii lui Dinicu Golescu
Ștefan, Nicolae, Radu și Alexandru au făcut parte din generația care a pregătit și condus poporul în timpul Revoluției de la 1848, a Unirii de la 1859 și a aducerii în țară a lui Carol I. În această cameră, mobilată mult mai simplu, și-au desfășurat activitatea aceștia, au elaborat proiectele pentru Revoluția din 1848, a fost locul de întâlnire al patrioților români. Alături de aceștia participă Nicolae Bălcescu, frații Brătianu, găsindu-și aici loc la conac. Această încăpere păstrează structura de la 1640, când a fost ridicat conacul. Putem vedea cărămida așezată pe lat și bolta în lunete, iar mobilierul, cum am zis, mult mai simplu. În conac este amenajat și dormitorul Zincăi Golescu, mama celor patru frați Golescu, care a fost una dintre celebrele femei ale epocii sale. Toate scrisorile dintre ea și fiii săi exilați 9 ani în străinătate, după înăbușirea Revoluției de la 1848, arată susținerea ei necondiționată pentru frații golești plecați în Europa să obțină ajutorul caselor regale pentru înfăptuirea Unirii de la 1859. I-a susținut în proiectele pe care aceștia le-au inițiat și nu numai atât, a vândut numeroase moșii pentru a susține cauza Revoluției de la 1848. Trebuie să precizez că a avut un rol important la conacul de la Golești, mai ales după anul 1830, anul când soțul său, Dinicu Golescu, a murit. A fost o foarte bună administratoare a acestui loc. Era spațiu în care veneau la Golești perioada verii pentru a părăsi conacul spre toamnă. Citea literatură progresistă, era o foarte bună epistolară și toate aceste informații le avem din lucrarea pe care George Fotino, intitulată Boierii Golești din vremea Renașterii Naționale, a publicat-o în anul 1939. Scria grecește, scria în limba franceză, după unele surse ar fi învățat franceză după căsătoria cu Dinicu Golescu, iar Ion Ghica spunea despre ea că era una dintre cele mai frumoase femei ale perioadei și una dintre cele mai bune dănțuitoare. Soțul Zincăi Golescu, Dinicu, este considerat unul dintre cărturarii remarcabili a începutului de secol XIX. După o călătorie pe care a făcut-o în Europa, între 1824-1826, a devenit un susținător al culturii și educației pentru popor. El considera că valoarea și bogăția unei țări înseamnă oameni educați, cultivați, spiritualizați. El a fost autorul binecunoscutei lucrări Însemnarea călătoriei mele, unde face o radiografie a societății românești, unde realizează de faptul că spațiul românesc este foarte îndepărtat de ceea ce găsește în Occident. Călătoriile sale nu le-a făcut întâmplător, ci a urmărit ca în spațiul occidental să-i trimită pe cei patru fii ai săi la studii. În Geneva, Ștefan și Nicolae, iar în Franța, Radu și cu Alexandru Albu. Dinicu Golescu a înființat pe moșia de la Golești, începând cu 1826, prima școală rurală cu predare în limba română din sudul țării,
Școala Slobodă Obștească. Aici erau primiți băieți și fete din toate mediile sociale. După moartea lui Dinicu, în 1830, școala a continuat să funcționeze datorită soției sale, Zinca. La această școală erau poftiți să învețe fie copiii de țărani, fie copiii de boieri, fie și băieți și fete. Metodul de predare era metodul lancastrian, fiindcă în perioada respectivă nu erau suficienți profesori, iar elevii mai mari îi ascultau pe cei mai mici în acele semicercuri. Profesorul Ion Eliade Rădulescu a venit și a predat metodul lancastrian la școala din Golești, iar transilvanianul Aron Florian de asemenea a fost scolarul, cum se spunea în perioadă, directorul acestei școli. Se învățau următoarele materii, mitologie, aritmetică, de asemenea scriere care era realizată cu caractere chirilice, iar tablele lancasteriene pe care le vom vedea în școala Slobodă Obștească vin mărturie în ceea ce am prezentat până acum. De asemenea, o ladă cu nisip și cu bețișor era locul în care copiii scriau și puteau fi verificați. Un alt membru marcant al familiei este doctorul Carol Davila, intrat în familia Golescu prin căsătoria cu Ana Racoviță, nepoata lui Dinicu Golescu. Absolvent de medicină la Paris, Carol Davila, în vârstă de 25 de ani, a venit în țara românească în 1853 la chemarea domnitorului Barbu Dimitrie Știrbei pentru a reforma sistemul medical. A reușit să revoluționeze sistemul medical românesc, fiindcă toată lumea știe în prezent că Facultatea de Medicină din București îi poartă numele. Și nu numai atât a realizat. A fost cel care a pus bazele grădinii botanice din București, a fost cel care a înființat școala de mică farmacie pentru a prezenta doar câteva din realizările acestuia. Tot medicul Carol Davila este cel care a organizat serviciul de ambulanță din timpul războiului de independență de la 1877. De asemenea, el a încurajat medicii să ofere consultații gratuite celor nevoiași. Pentru meritele sale a primit cetățenia română și a fost decorat de guvernul francez cu Legiunea de Onoare. S-a căsătorit cu Anica devenită Davila, una dintre cele mai frumoase femei ale perioadei respective. Carol I, când ajunge la Conacul Goleștilor, o reține pe aceasta, fiind frumoasă, cu părul negru și impresionat de zâmbetul fermecător. S-au căsătorit, au avut 4 copii. Cel mai cunoscut dintre aceștia este dramaturgul Alexandru Davila, cel care s-a născut la Conacul Goleștilor. Ana, soția doctorului Davila, nepoată a Goleștilor, l-a susținut pe soțul său și s-a implicat în activități caritabile, inclusiv în administrarea unui azil pentru fete orfane. Din păcate, a murit la doar 40 de ani, după ce i-a fost administrată din greșeală, pentru o banală durere de cap, stricnină. Un moment important pentru acest conac îl are în centrul atenției pe regele Carol I.
atunci când a venit prima dată în țară, în primăvara anului 1866, el a noptat în acest conac. A fost primit de familia Golescu și a rămas plăcut impresionat de tradițiile românești, dar și de educația și cultura acestei familii. A fost întâmpinat de nimeni altul decât Nicolae Golescu și Ion Ghica. În memoriile sale a lăsat scris despre această noapte petrecută aici, unde a lăudat ospitalitatea familiei Golescu, a Zincăi Golescu, precum și modul în care a fost primit. Locatarele conacului l-au întâmpinat cu o horă îmbrăcată în costum popular, iar conversația a avut loc în limba franceză. Pentru a marca acest moment, la conac este amenajat un salon dedicat regalității românești. Aici se pot admira două piese care i-au aparținut regelui Carol I, un tron și un birou. Când România a fost proclamată regat, au fost construite două tronuri, unul pentru Carol I și celălalt pentru regina Elisabeta. În prezent, doar acesta s-a păstrat, fiind depozitat în perioada comunistă la Muzeul Județean Argeș, fără a-i se dezvălui apartenența. Pe acest tron au stat în perioada 1885-1945 cei patru regi ai României. De inspirație neobizantină, tronurile au fost confecționate din lemn aurit, ornate cu pietre semiprețioase. Pe spătar sunt reprezentate cifrele regelui Carol I și reginei Elisabeta, create din bronz poleit, aplicat pe plăci de onix algerian. Fără a fi pe deplin documentată, realizarea celor două piese este legată de numele arhitectului Charles André Lecomte, restauratorul Bisericii Episcopale din Curtea de Argeș. Biroul din lemn de stejar i-a aparținut tot regelui Carol I. A fost sculptat de artistul Martin Stor, același care a lucrat și la alte piese de mobilier de la Palatul Regal din București și Castelul Peleș din Sinaia. Despre sculptorul german, regina Elisabeta spunea că a fost un adevărat maestru, care ne-a împodobit sălile cu mobile și lambriuri de o rară frumusețe. Biroul din lemn de stejar a fost realizat după proclamarea regatului, deci după anul 1881, și se afla în cabinetul de lucru al regelui Carol I de la Palatul Regal din București. În acest frumos conac se mai poate admira salonul oriental, amenajat cum era moda vremii, marcând influența pe care otomanii au avut-o în cei 400 de ani de ocupație a țării românești. De asemenea, este prezentă o colecție de costume populare, știindu-se aprecierea portului tradițional românesc de femeile din familia Golescu, și se pot vedea multe tablouri care îi înfățișează pe membrii familiei. Din cele mai vechi timpuri, goleștii au avut funcții importante în administrație, au fost pârcălabi, spătari, prim-ministri, au studiat în străinătate, au promovat ideile iluministe, au participat la revoluțiile țării, au adus principele străini în țară, pe Carol I, și au reformat învățământul din țara românească.
Generația celor patru frați Golescu a avut o legătură apropiată și cu familia Brătianu, al cărei conac se află la 4-5 km de Golești. După 1861, frații Golescu nu au mai îndeplinit funcții importante în stat și s-au retras treptat din viața publică. Unii dintre membrii familiei sunt înmormântați la Biserica Sfânta Treime, aflată în vecinătatea conacului. Intrarea în muzeu se face prin foișorul lui Tudor Vladimirescu. Se spune că revoluționarul și-ar fi petrecut aici ultimele zile, având tabăra de panduri instalată chiar aici, la Golești. Din 21 mai 1821, Tudor a fost luat prizonier de eteriști și după câteva zile de stat în foișor, a fost dus și executat la Târgoviște în noaptea de 26 spre 27 mai 1821. În camera din foișorul lui Tudor Vladimirescu se găsesc arme de proveniență turcească din timpul Revoluției și o copie a drapelului pandurilor. Ne luăm rămas bun aici, de la acest frumos domeniu ce a aparținut odată familiei Golescu. Am răsfoit o filă de istorie și am descoperit o familie importantă pentru neam și țară. Dacă ajungeți la Pitești, în județul Argeș, la câțiva kilometri se află localitatea Ștefănești. Aici se află conacul familiei Golescu și puțin mai încolo, conacul familiei Brătianu, două dinastii care au dat țării 7 prim-miniștri.